El e Alexandru. Am vrut să înregistrez un interviu cu el, doar că după o secundă s-a oprit totul. Încă nu-mi explic de ce, dar s-a întâmplat chestia asta. Important e că Alexandru este primul sportiv judocan total nevăzător care participă la Jocurile Paralimpice de la Rio de anul ăsta. Și mi se pare fascinant, pentru că eu când l-am cunoscut i-am zis că... I-am zis că el este daredevil, în realitate, supererou daredevil. Și a râs și e un tip foarte fain, are 20 de ani, chiar îmi pare rău că n-am filmat nimic cu el. Dar o să vreau să-l urmăriți la Jocurile Paralimpice de la Rio și aș vrea să-i urmăriți pe toți și să-i susțineți pe toți, pentru că oamenii ăștia chiar... pe oamenii ăștia chiar se pune o presiune foarte mare, odată că e destul de dificil și doi la mână chiar au niște așteptări foarte mari și au niște așteptări și din partea noastră a celor care ar trebui să-i susținem. Sunt niște povești frumoase și sper să vă fi motivat cumva poveștile lor. Pe mine cel puțin m-au motivat și de-abia aștept să văd ce vor face în continuare. Sunt niște oameni nemaipomeniți. Și nu trebuie să uitați că între 7 și 18 septembrie vor avea loc Jocurile Paralimpice de la Rio și vă sugerez tuturor să le urmăriți pentru că merită și să-i susțineți pe toți sportivii ăștia pe care i-ați cunoscut prin intermediul acestor clipuri și cu ocazia asta trebuie să le mulțumesc și celor de la Olympus, România. Mi-au oferit ocazia asta să-i întâlnesc pe oamenii ăștia și automat să-i întâlniți și voi și să-i cunoașteți și voi. 7-18 septembrie, da?